E vorba de o reparație capitală a acestei zone destinată unui noi centru de informare cetățen, putem să-i spunem, generic. Este o noutate pentru primăria orașului Ovidiu. Aveam nevoie în această zonă. Oamenii simțeau nevoia atunci când vin la primărie să fie mai bine informați și ajutați. Am pornit de la această premiză. Sigur că da, acest centru de informare cetățeni, împreună cu registratura, am încercat să creăm o zonă și împreună cu caseria și tot ce înseamnă impozite și taxe, o zonă modernă, spunem noi, cred că poate fi considerată una dintre cele mai moderne primării în acest moment. Am spus sediu nou pentru că suntem într-o aripă a primăriei, dar într-un alt corp, lângă noi, în corpul numărul 3, denumit așa generic, este un sediu nou pentru primărie. Am reușit să-l preluăm în cursul lunii noiembrie de la ANAF. Este un sediu care a fost închis aproximativ 10 ani de zile, pe care am reușit, vă spuneam, să-l preluăm și să facem reparații capitale, pentru că fiind închis 10 ani de zile, vă dați seama că acolo nici nu mai funcționau nici rețeaua de apă, am schimbat absolut tot ce era nevoie acolo. Am fost nevoiți să schimbăm de la parchet până la iluminat absolut tot. Un sediu închis de 10 ani de zile, vă dați seama că a fost în degradare totală. Este un spațiu foarte mare, practic aici vorbim de o recompartimentare, până la urmă chiar aici unde stăm erau două birouri. Partea unde sunt eu, spre exemplu, era birou agricol, partea unde sunteți dumneavoastră era registratură. Informații cetățeni, nu aveam un birou specializat pe această temă. Caseria, așa cum ați observat, a fost modernizată și eu spun că este un spațiu, și iertați-mi lipsa de modestie, dar arată la fel de bine ca orice instituție publică sau ca orice bancă, spre exemplu, sau multinațională, o companie mare, serioasă. Investiția totală în tot ceea ce am făcut în reamenajare spațiului nou de la SPID și în ceea ce vedeți aici a costat în jur de 2 miliarde de lei vechi, și aici mă refer de la parchet, că așa cum vă spuneam, acolo nu am mai avut nimic, am fost nevoit să schimbăm absolut tot, de la toalete, de la apă, conductele de apă, canalizare și așa mai departe, absolut toată investiția adusă așa cum o vedeți astăzi.